Salut, eu sunt Radu și scriu pe excelninja.ro. În acest video vreau să-ți fac cunoștință cu un tip de grafic mai ciudat puțin, un grafic de tip funnel sau pâlnie în limba română sau dacă ar fi să ne exprimăm așa mai ca din Bihor, tolcer. Ok, hai să vedem despre ce e vorba. Bun, vrem să înțelegem la ce ne-e util efectiv tipul ăsta de grafic și eu am luat un exemplu în zona de vânzări. Vrem să reprezentăm grafic, cum se pierd, oare între ghilimele se pierd, cum se triază persoanele în cadrul procesului nostru de vânzare. Începem cu un număr mare de lead-uri, persoane care sunt interesate și pe măsură ce ne apropiem de ofertă și acceptarea ofertei, vedem că se tot triază dintre ei. Da. Practic, graficul ăsta tip funnel e făcut ca să ne arate cât de repede se triază persoanele în cadrul procesului. Cu cât e mai abrupt pâlnia asta, nu știu cum să mă exprim în limba română, cu cât e mai abruptă pâlnia, cu atât se triază mai mult oamenii. Cu cât e mai puțin abruptă, mai dreaptă pâlnia asta, cu atât oricum mai bine, pentru că ajungem cu mai mulți clienți la final. Ok, ăsta e tipul de grafic de tip funnel, nu stau să povestesc foarte multe despre asta, că bănuiesc că știi deja. Hai să creăm unul. Dacă până la Excel 2016 trebuie să faci multe artificii și vrăji ca să-ți iasă un grafic de tip funnel, acum e mult mai simplu. Selectezi datele, mergi la insert și zici ok, hai să caut graficul de tip funnel. Da. Îl găsești aici, deși zice că e cu ceva cu stock și alte chestii, dar aici îl găsești în opțiunea asta de waterfall și stock parcă. Da. E și graficul de tip funnel. Dacă nu îl găsești acolo, mi se pare că poți să mergi și la recommended charts și îl găsești pe acolo pe undeva. Da. Toate graficele le găsești aici, chiar și cel de tip funnel care apare pe aici. Bun. Hai să-l creez, e de fapt foarte simplu de creat. L-am adăugat acolo pur și simplu și zic ok, hai să facem un zoom out să se vadă mai bine și îl punem lângă celălalt, da, în partea asta. Poate vreau să schimb să nu mai apară titlu, poate vreau să apară chestiile astea cu alb, le facem cu alb, se vadă mai bine și avem un grafic de tip funnel. Deci e foarte simplu modul în care îl creez, trebuie să ai datele selectate și o să mergi și zici click insert funnel chart. Ok, eu mă opresc aici, sper că ai învățat ceva nou și dacă da, nu mă supăr dacă îmi lași și un like la acest video. În rest, dacă vrei să vezi mai multe videouri de genul ăsta, urmărește-mă pe YouTube sau și mai bine, hai pe excelninja.ro.